Povestea ozn nu a fost niciodată recunoscută de către guvernul american sau specialiștii NASA, care au susținut întotdeauna fie că este vorba despre o iluzie optică sau pur și simplu de niște simple baloane meteorologice care își îndeplinesc misiunea în atmosferă. Snowden declară că atunci când a lucrat în cadrul NSA, a intrat în posesia unor documente marca Top Secret, în care era explicată povestea acestor ozn pe larg. De fapt, farfurile zburătoare aparțin unei civilizații intraterestre, adică care trăiește în interiorul Terei, dar care deține numeroase colonii și în interiorul altor planete din sistemul nostru solar. Această civilizație a trăit în trecutul îndepărtat pe Pământ, dar din cauza schimbărilor dramatice prin care a trecut planeta noastră, a ales să-și continue viața în interiorul planetei. Acolo există numeroase baze ale acestei civilizații intraterestre. Chiar dacă pare greu de crezut, în interiorul planetei noastre există o civilizație extrem de avansată din punct de vedere tehnologic, care își duce existența de zeci de mii de ani. OZN-urile sunt aparatele lor de zbor cu care călătoresc prin diverse locuri din Univers. Aceste ființe sunt extromofile, adică pot trăi în condiții extrem de aprige și, în acest fel, s-au adaptat să trăiască în interiorul planetei loc unde schimbările majore nu se petrec atât de des precum la exteriorul ei, a declarat Edward Snowden. Guvernul american, în frunte cu președintele în funcție, primesc săptămâna la rapoarte cu privire la activitatea acestor ființe intraterestre. S-a pus de multe ori problema de a intra în război cu locuitorii din adâncurile terei, dar e cartul dintre nivelul tehnologic actual al omului și cel al acestor civilizații este unul imens. Nu am fi putut niciodată câștiga un război cu civilizația intraterestră, și am fi riscat ca exteriorul planetei noastre să fie distrus pentru totdeauna. Omul este la începutul evoluției tehnologice, în timp ce intraterestrii sunt ființe avansate, și civilizația lor are o vechime de sute de mii de ani sau poate chiar milioane. Probabil că în viitorul îndepărtat, atunci când omul va conștientiza calea evoluției, Comunicarea cu această civilizație va fi posibilă